Astăzi la ora de cripto, haideți să vedem cum arată piața în această zi de marți. Iar Bitcoin este la 29.500 de dolari, Ethereum la 1.970 și cam toate altcoinurile încă sunt pe roșu. Înainte să mergem mai departe, nu uita să lăsați un like și un coment deoarece mă aștept foarte mult la creșterea acestui canal. Pe Crypto Fear and Greed Index putem vedea că suntem încă la frică extremă, la 12%. Bitcoin la 29.400 de dolari. Hai să vedem cum a evoluat Bitcoin de ieri până astăzi. Vă spunem ieri că Bitcoin a ieșit în acest trunchi simetric, dar nu a avut volum foarte mare, a ieșit și pe retestare s-a corectat instant foarte mult, când au scăzut și bursele. A scăzut, a ieșit în acest trunchi simetric și în aceste momente retestează acest suport în rezistență. Dacă Bitcoin nu reușește să treacă de 29.700-800 de dolari să reintre în triunghi și să meargă în sus, înseamnă că Bitcoin are foarte mari șanse să viziteze din nou zona de 29.000 sau 28.700 de dolari. Vedem că aici este un prag de suport foarte important. Vedem odată un bounce de aici, al doilea bounce, al treilea bounce și al patrulea bounce, da? Și dacă a cinci oară va sparge această zonă importantă, Bitcoin ar cam trebui să meargă în 27.500, 27.700. Mare atenție la aceste lucruri. Bitcoin încă nu arată că ar avea putere să meargă puțin în sus și să avem în sfârșit o candelă de săptămână pe verde. Da? Dacă uităm pe weekly putem vedea că încă suntem pe roșu. Bineînțeles mai avem încă 5 zile și 8 ore până se va închide și această lumânare dar lucrurile încă nu arată foarte bine. Încă nu vedem un bounce de aici. Vom vedea când va veni și acest bounce. Dacă mergem și pe Ethereum, pe Bitcoin, pardon, BTC, USD, pe Bitstamp, să nu uităm acest lucru. Lucru pe care l-am spus de foarte multă vreme, da? macd s-a intersectat negativ, adică este pe roșu, pe candela de lună, da? Mare atenție la acest lucru. Și putem vedea că una, două, 3, 4, 5, suntem în a cincea lună consecutivă pe roșu. Tot timpul când s-a întâmplat asta, după un bull market, am stat una, două, trei, 4, 5, 6, 7. Asta vreo 7 luni consecutiv pe roșu pe MACD, da? Deci dacă s-ar repeta istoria, ar mai, am mai, avea, am mai vedea încă vreo două luni pe roșu și după aia am începe o ușoară urcare. Bineînțeles, în 2018-2019 nu am avut criză, nu am avut război, nu am, nu am avut inflație, da? dar ar trebui să ne facem o imagine de ansamblu și pe lună, pe mant, nu mai în cuvântul luna, pe mant Bitcoin este la suport. Da? La un suport foarte mare care l-a ținut de prin 2015. Și în acest moment este la suport. Putem vedea odată aici bounce, Bitcoin s-a dus în sus. La fel, încă o dată bounce aici cu COVID crash s-a dus în sus și încă o dată testează această zonă. Vedem de deci ce este o zonă foarte importantă și o închidere sub 25.000 de dolari din zona de 25-26.000 de dolari are însemna că spargem suportul pe mand. Mare grijă la acest lucru, da? Și încă bursele nu sunt în bear market. Gândiți-vă unde s-ar putea ajunge dacă bursele o să meargă în bear market. Și dacă merge pe S&P 500, vă spuneam că vineri SP-ul a închis la limită, puțin peste uh, zona de Bear market, sub zona de 3850, și în aceste momente SP-ul este la aproximativ 1,75%. Uh, de procente de bear market. Mare atenție la acest lucru, deoarece cred că media o să voiască cu aceste lucruri, că S&P-ul este în bear market și cam când este S&P-ul în bear market cam urmează o recesiune. Asta se întâmplă. Dacă ne uităm pe weekly, în, în martie 2020, la acel crash pe Bitcoin și pe cu acel COVID crash. A scăzut 35%, dar a scăzut în câteva săptămâni și a rămit instant. Din această dată, parcă mergem așa mai domol și pare că va urma un bear market mai lung pe S&P 500 și am făcut un videoclip și despre acest lucru și dacă s ar repeta istoria am avea un bottom undeva între primăvară și vara anului viitor. Mare atenție la acest lucru, deoarece atunci s-ar putea să fie bottom și în cripto. Deoarece vedem o corelație uh, la perfecție între cripto și burse. DXY, puterea dolarului în uh, în scădere, scădere masivă. Vedem că scade de la 105 până în 101,7. Un lucru pozitiv pentru cripto și dacă bursele nu s-ar duce în bear market în aceste zile sau în aceste săptămâni sau în aceste săptămâni, dacă ar urma câteva săptămâni bune și după aia să scădem și Bitcoin ar putea avea un relief bounce. Deoarece DXO-ul este în scădere și pe weekly se prefigurează două candele mari de scăderi pe DXOI. Acest lucru ajută piața cripto și bursele. Dominanța încă este în creștere și pe dominanță m-aș uita pe weekly, deoarece dominanța este foarte aproape să închidă peste EMA Ribbon, da? Putem vedea aici că dacă va închide peste 45,34% peste 5 zile și 8 ore, Uh, dominanța nu a mai închis peste EMA Ribbon uh, de prin ianuarie 2011 și când ne uităm pe EMA Ribbon pe weekly ne, arătăm, ne uităm la un timeframe frame destul de mare când este sub EMA Ribbon, este în bear market și pentru noi era ok să scadă dominanța, dar când dominanța urcă, înseamnă că altcoinurile vor tot face crash și vor tot scădea. Și dacă în ianuarie 2021 a semnalat că altcoinurile intră într-un bull market și am avut niște altcoin season foarte faine, am putea asista ca dominanța să intre oficial în bear market, dacă va închide peste 45,35 de procente. Da, deci dominanța de se meargă în sus și când dominanța merge în sus, cam alcânurile scad. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu dominanța, dar cel puțin pe termen scurt, văd dominanța între 47 și 50. Uh, trebuie să ne uităm și pe USDT.D. .de, deoarece USDT.D .de pe 4 ore formează acest uh, descending triangle. Și dacă în zilele trecute eram la suport și vă spuneam că dacă spargem suportul înseamnă că banii din USDT, din stablecoin, se mută în, în uri și în Bitcoin și acest lucru ar putea să fie un trigger ca pe termen scurs să urcăm. Dar în acest momente USDT.D este la rezistență și dacă dominanța, dacă USDT.D, dacă dominanța USDT-ului va merge în sus, înseamnă că banii încă se mută din Bitcoin și din altcoin în USDT. Mare atenție și la acest lucru. Trebuie să ținem un ochi și pe acest lucru mergem și pe ETH. Și ETH vreau, o să vreau să acumulez, dar puțin mai jos. Haideți hai să ne uităm puțin la ETH în funcție de Bitcoin. Și vă spuneam că într-un bear market cam altcoin în funcție de Bitcoin, deoarece cam toate altcoin au paritate cu Bitcoin, scad undeva la 80%. Și Ethereum în funcție de Bitcoin a scăzut doar 24%. Ethereum deja a ajuns la un nivel atât de mare încât scade cam cât scade și Bitcoin. Dacă uităm puțin pe ETH USDT, putem vedea că ETH este la doar minus 60%. Da? Bitcoin, la fel, pe weekly, cred că este la doar minus, minus 5-7%. Da? Deci vedem o oarecare corelație uh, între Bitcoin și Ethereum. Deci dacă Bitcoin o să scadă 70%, Ethereum o să scadă la fel 70%. Acest lucru s-ar putea schimba dacă ETH în funcție de Bitcoin o să spargă acest suport de care vă tot spuneam. Promează acest suport de anul trecut din mai. Aici a fost bottom la ETH și în funcție de Bitcoin, după aia a urmat a urcat până în 5000 de dolari. Și în aceste momente Ethereum este la suport. Și acest suport ar putea Ethereum să spargă chiar în această săptămână dacă o să vină un crash și mai mare pe Bitcoin. Dar văd Ethereum să scadă și putem vedea că formează și un vârf mai mic ca vârful precedent un higher low și ar putea forma și un lower low, da? O scădere de preț mai mare ca scăderea precedentă. Ar ar însemna ca Ethereum să fie într-un downtrend masiv pe weekly. Deci, mare atenție și la acest lucru și dacă Ethereum în funcție de Bitcoin o să meargă și mai jos și o să, undeva la minus de la vârf, da? Minus 80% ar însemna o scădere destul de mare. Deci ETH în funcție de bit, ETH în funcție de USDT. Văd undeva cel puțin în acest an, cel puțin în zona de 1300, 1400, iar mai apoi și mai jos sub 1000 de dolari. Și cred că tot ce este sub 1000 de dolari este foarte bine de acumulat pe Ethereum. Ethereum o să treacă și la Proof of Stake, cel mai probabil în august în acest an. Deci vor trece de la Proof of Work la Proof of Stake și vom vedea dacă vor reuși să implementeze acest lucru. Dar Ethereum cred că este cu un ciclu în spatele Bitcoinului. Adică dacă a avut acest vârf de 5.000 de dolari, aproape 5.000 de dolari, cred că în următorul bull market ar putea depăși lejer 20.000 20 de dolari. Bineînțeles, dacă Bitcoin o să o depășească 100 de mii, văd și un Ethereum la minim 20 de, mii de dolari în viitorul bull market. Deoarece Ethereum este un proiect foarte solid. Putem vedea și cât a scăzut în funcție de Bitcoin doar în aceste momente. În acest în de an a scăzut destul de puțin în comparație cu celelalte altcoin-uri. Da? Deci Ethereum sub 1000 de dolari mi se pare o opțiune foarte bună de cumpărare dacă o să ajungă acolo. Rămâne de văzut. Și nu uitați de platforma Prime XBT. Am mai primit întrebări despre platforme. Recomand Binance. Bineînțeles, acolo de tranzacționați și pe futures și pe spot, deoarece sunt, cred că, cele mai mici comisioane din uh, toată industria cripto. Dar pe partea de copy trading recomand Prime XBT. Și dacă vă uh, faceți cont cu link linkul de mai jos și puneți și uh, codul ora de cripto, primiți 7% la primul depozit. Și puteți depozita și Bitcoin, Ethereum, uh, Tether, USD. De ce? le puteți transfera și de pe gate.io și de pe Binance aici și aici puteți merge la copy trading și să urmăriți alți traderi. De exemplu, Bit Energy. De la începutul acestui an, an, el a făcut 960%. Dar doar mergeți pe follow și puneți câți bani doriți ca să, urmărească, ca să urmăreți să pe acești trader. Putem vedea că sunt 500 de followers, Passwing Trade are 74 de followers și 110.000 de dolari au pus oamenii să transacționeze pentru ei. Da, doar mergeți pe follow și puneți câți bani doriți și bineînțeles o să-și ia și ei ceva comision din acei bani. Dar tot ce, tot ce, toate traderele pe care le fac ei se fac și pe contul vostru și puteți alege aici Puteți vedea că fără cât tehnic a făcut 2.74 doar astăzi, este o platformă foarte bună, din păcate minusul acestei platforme este că au, uh, au niște fiuri destul de mari, da? Dacă depozitezi anumiți, anumiți, nu știu, 500 de dolari, cred că o să-ți ia vreo 20 de dolari fi. Deci, mare atenție, au niște fiuri mari, dar sunt foarte buni la copy trading. Atât a fost pentru astăzi, sper că a fost de folos acest video și vă mulțumesc pentru fiecare like, pentru fiecare coment și vă aștept și pe contul de Twitter. Pe data viitoare!